Hai odată, hai dragă, vino! Hai, vino odată! Ce stai acolo? Două ore, m-ai nebunit! Hai odată! Hai mă, vino odată, nu vii! Și s-a dus și lista aia cu invitații! Vini imediat, stai așa, dacă nici aici nu mă lași în pace! Păi, vii odată! Oh, că vii! Lista unde? Ce listă? Păi lista cu invitații pentru petreceri, ce-ai făcut cu ea? Mai bine să nu știi! Oricum nu mi-au plăcut deloc invitația, erau prea scorțoși. Mă, stai puțin că nu pot să cred că tu ai făcut ce ai făcut cu lista mea. Ce vrei, dragă, dacă n-am găsit hârtie acolo, ce să fac? Te-am rugat de 1000 de ori, nu mai vorbi cu mine când stau pe tron. Dar de ce să nu vorbesc cu tine? Pentru că este un loc intim, da? Și pentru că atunci când fac ce fac, sunt concentrat pe ce fac, înțelegi? Păi, dar eu când mă duc acolo, nu mă concentrez și eu? E? Dar mă concentrez 5 minute și ies, nu stau ca tine, 2 ore! Două ore! Nu mereu, nu mereu, da? Doar duminica dimineața! Păi da, duminica! Duminica, când putem să facem și noi ceva împreună, nu? Te rog frumos! Eu la Budă nu intru să fac nimic cu tine, să fie clar! Hai, nu fi bădăran, zău! Chiar îmi strici duminica, vreau să-mi spui așa... Ce vrei? Ce cadou îi luăm mamei mele? Păi, ce i-am luat și anul trecut? Păi anul trecut ai luat un loc de veci. Da? Da. Și de ce nu l-a folosit? Hai! Hai, nu fi bădăran, zău! Chiar tot timpul trebuie să fii bădăran. De ce nu-ți dai jos mustața asta? Întreb, măcar acum de anul nou, întreb! De ce vrei să-i dai cuiva cadou? M-am gândit, ia dă-i, fă-i cadou mustața mea lui maică-ta. Și așa am și rezolvat totul, nu? A rezolvat problema. Ce deștept ești, dar nu mai pot de râs. Păi dacă ești tu așa deștept, de ce nu faci tu cadou? Că dacă tot vine la Reveion, asta e. Mama ta vine la noi la petrecerea de Reveion? Mm-hmm. Da, n-ai văzut că era pe listă. N-am văzut, probabil era pe partea elaltă cu care m-am șters. Ești bădăran. Uite, acum eu fac o listă nouă. Da. Și mămica mea va fi prima. O să vină la noi și o să stea foarte puțin. Atât. Puțin? Da, puțin. Ha, la fel de puțin cât a stat și anul trecut când a venit la noi atunci când s-a născut Hristos și a mai plecat când l-au răstignit. Da? Ce, ești nemulțumit, nu? Dar cu maică-ta mi-e rușine? Nu mi-e rușine nici cu maică-ta. Adică? Adică, de câte ori a venit balena, ne-a rupt câte un pat. Adică dacă e un pic mai rotunjoară, un pic mai grăsuță, ea să nu fie iubită și respectată, nu? Nu este grăsuță, e grasă. Da, și este respectată numai de brutar, de măcelar, de cofetar. Atunci să-i trecem și pe ei pe listă. Poftim, să fie clar, dacă o pui pe mama ta pe listă, o pui și pe... mama mea pe listă. Poftim. Cum o pui pe listă? Mea. Da? Să fie clar. Adică să nu mai doarmă nimeni în casa asta, nu? De ce? De ce? Pentru că acum un an, când dormea acolo unde dormea pe patul ăla pe care l-a rupt, a trebuit să o întoarcem cu fața de la ferestre, cu fața la perete, pentru că trăgea perdelele pe nas, pe sora aia tot timpul. De ce? Mereu exagerez, gata, hai, să mergem mai departe cu lista, ia. Da. Sunt foarte curios să văd ce surprize mai faci. Nici o surpriză, vine sorul meu. Sora ta? Da. E clar, iar rămânem fără cârnați. De ce? Îi plac cârnații oltenești? Ce vrei? Știu, îi plac atât de mult că s-a și măritat cu unul. Auzi? Să-mi fac un tratament hormonal? Da, sigur, da. Și de ce? Pentru că tănțica-i prietena mea i-a reușit așa, fără efecte adverse. Așa este. Niciun efect advers nu are, în afară de mustață. Hai, mă, termină! Da. Termină, sau ești invidios. Pe ce? Pe mustața ei nu, că am și eu. De ce să fiu invidios pe mustața lui? Ești bădăran, da? De.
Hai că o pun și pe ea pe listă. Gata, da, sigur, clar. Sigur, da. Auzi, dacă tot ai pus-o pe listă, știu și ce da, cadou da. Trebuie să-i facem. Da? Știu cadou, da, un da, aparat zi. De ras. Bun. Ia stai puțin. Ce? Îți sună telefonul. E al meu sau al tău? Nu știu, că eu n-am telefon. Yeah. E al meu, pentru tine. Ce? Da, nu știu cine te sună, soră ta. Da, soră, stai puțin, stai puțin. Da, fată, spune. Da, fată, sigur, da, am făcut lista, da, tot. Ha? Nu pot să cred. Nu se poate așa. Nu se poate așa ceva. Fii atent ce se întâmplă. Stai puțin. Zi. Gata, fii atent. Nu mai, gata, las-o dracu de listă. Gata, terminăm lista. Gata. Da, 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 sigur că da. Pe cum mergem la... Gata, îi spun, îi spun. Știi ce mi-a zis? Că a făcut rost de niște invitații la Revelion la Antena 1. Pa, pa, pa. Serios? Mersi. Da. Ia, 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 nu te ambala așa. Ia stai puțin. Știi tu cumva cine mai vine? Ei, îți dai seama, lume bună. Stai puțin că mi-a zis că îmi dă pe WhatsApp. Ia vezi, pe WhatsApp-ul tău. Lista? Da, lista. Dai că n-am ochelari la mine. Aoleu, mai ieși defect. Cu jocărița cu bărbașul Cigu. Vai ce-mi place așa. De el. Da, da, da. Da, și de ea. Da. Velicu, Condurache, Lavric, Enceanu, Borza, Cârneci, Voicu și Lupi, bă! Excepțional, de-abia aștept ce petrecere o să fie! Băi, lista e tare, e tare, dar mie mi-e frică să mă duc cu ăștia la Revelion. De ce? Păi iar rămânem nemâncați și nebăuți.